Bună ziua! În prezent în piață putem găsi atât centrale sau cazane pe gaz tradiționale, ce au randamente cuprinse între 85 și 95%, cât și centrale pe gaz pe condensație sau în condensație, care au randamente de 105-110%. Este oare adevărat că se pot obține aceste cifre? Cum poate însă și randamentul să fie mai mare de 100%? Este oare adevărat? Este real? Sau acest lucru este doar un truc de marketing și reclamă? Se pot obține facturi mai mici și economie de energie cu un cazan în condensație față de unul obișnuit? O să încercăm în acest video să răspundem la toate aceste întrebări și la fel totodată să vorbim despre principiul de lucru al cazanelor în condensație, cum acestea obțin procentaje mai bune, care este secretul acolo, în ce condiții, deoarece nu toate condițiile se obțin procentajele cele mai mari, și de asemenea o să vorbim în final pe scurt despre avantajele și dezavantajele acestor centrale. Să începem! Ideea cazanelor pe gaz sau centralelor pe gaz, cum se mai zice în România, a apărut în anii 50-60 ai secolului trecut. Și cum de se întâmplă, aceste idei, aceste noi tehnologii ajung abia ulterior să fie îmbunătățite, iar în prezent ideea cazanelor pe gaz deja în condensație a apărut în principal în ultimii 10-20 de ani. Cazanele tradiționale care se mai găsesc pe piață au randamente cuprinse între 85 și 95%, iar cele în condensație cu randamente cuprinse între 102 și 111%. Oare cum e posibil ca să existe randamente mai mari dacă noi la fizică sau în școală învățăm că randamentele pot să fie cam cuprinse între 0 și 1 și 100%? Este oare adevărat? Eu pot să vă dau răspuns la această întrebare. Da, este adevărat, însă ceea ce nu veți auzi niciodată în reclame sau în magazine este că se pot obține cifre mai bune doar când se respectă anumite condiții despre care o să vorbesc în continuare. Deoarece în celelalte cazuri se obțin randamente de 85-90-95% asemănătoare ca și cazanele tradiționale. Însă acum o să ne lămurim. Deci când cazanul pe condensație poate să ne ofere randamente de peste 100%? În principal, pentru ca o centrală în condensație să ne ofere randamente de peste 100%, trebuie să fie respectate simultan două condiții. Prima, centrala trebuie să funcționeze la capacitate de maxim 30% din puterea ei nominală. Puterea ei nominală este puterea cu care noi știm că cumpărăm cazanul. De, nu știu, 16, 24, 26, 36, 38, de 32, 34 de kW și așa mai departe. Deci trebuie să lucreze până la maxim 30% din puterea ei nominală. Și a doua condiție obligatorie este ca apa, pereturul circuitului de încălzire să fie numai mare de plus 40 de grade Celsius. Doar atunci când aceste două condiții vor fi întrunite simultan, doar atunci există condiții ca cazanul pe condensație, despre care o să vorbesc puțin mai încolo, care e principiul acesta, să ne ofere randamente de peste 100%. În celelalte cazuri, noi, de exemplu, când o să avem nevoie de apă caldă, ce este mai mare de 40 de grade, sau calorifere care cer agent termic de 45, 50 sau mai mult grade Celsius, atunci randamentele, dacă la un cazan tradițional este de 90-92%, la acest cazan în condensație va fi cu câteva procente mai mare, 94-95-97%. Niciodată nu va trece de 100%. Însă dacă noi avem, de exemplu, încălzire în pardoseală, unde agentul termic peretur vine de, sau se cere o temperatură de 30-35 de grade Celsius, sau, mă rog, avem casa bine izolată și chiar caloriferele nu cer mai mult de 40 de grade Celsius, atunci și doar atunci cazanul în condensație ne poate oferi randamente mai bune. Acum, haideți să vorbim despre principiul de funcționare acestor cazane ca să înțelegeți mai bine de unde se iau acele procente mai multe. O să explic principiul cazanelor convenționale și ulterior să merg la cazanele în condensație ca să înțelegeți evoluția și
cum acea, sau cum dezvoltarea acestor tipuri de cazane a dus la faptul că prin condensație se obțin procentaje mai bune. Așadar, în cazul cazanelor convenționale există o cameră de ardere prin care trece agentul termic, apa încălzită, să zic așa, ce trece prin țeavă, are loc o anumită ardere și în rezultat se obțin gaze ce sunt ventilate din camera de ardere, afară. Gaze care ajung la temperaturi de plus 130-140 grade Celsius. În cadrul centralelor convenționale există în principal două probleme. În primul rând, aceste gaze de 100 și ceva de grade Celsius reprezintă căldură care este aruncată afară. Iar în al doilea rând, ventilatorul elimină afară tot volumul standard de aer ce se află în camera de ardere. Pentru ardere este nevoie de aer, deci de oxigen. Centralele moderne își pot schimba puterea în dependență de necesitate, fapt pentru care logic și arderea este variabilă, nefiind mereu necesar tot volumul de aer, ci doar în dependență de putere, doar o parte sau, dacă ne trebuie, poate puterea maximă. Deci, în cadrul când este puterea maximă, se consumă întreg volumul de aer. Problema e că atunci când se elimină gazele rezultate în urma arderii, se elimină și volumul de aer ce nu a fost folosit, deci acel O2, aer încălzit din noi. Deci o parte din căldura care nu a ajuns în casă, ci a încălzit aerul care la fel este aruncat afară. Fiind într-o perioadă, aș zice eu, corectă, când tindem în ultimii ani să minimalizăm consumul de resurse energetice, mai mulți ingineri și-au pus întrebarea, de fapt, mai de mult, cum putem să refolosim această căldură care este aruncată afară. În acest sens, s-a inventat o a doua cameră într-o centrală pe gaz cu al doilea schimbător de căldură, unde gazele fierbind și aerul încălzit nu vor fi eliminate direct afară, ci vor fi direcționate mai întâi în acea a doua cameră. În cazul dat, returul apei pe încălzire, ce are o temperatură mai mică decât turul care iese din centrală, intră mai întâi în a doua cameră, unde are loc și acolo un mic schimb de temperatură cu acele gaze fierbinți și aer fierbinte și abia apoi, fiind puțin încălzită, pe retur, intră în camera principală de ardere. Prin această manevră se câștigă în medie cam 4-5% randament, deci nu vom avea deja randamentele obișnuite ca la un cazan obișnuit de 90-92%, ci de 95-97%. Deja, oricum, o anumită cantitate de aer cald se va elimina, însă deja nu va fi de 130-140 grade Celsius, ci vor fi de 60-70 de grade Celsius. Totuși, făcându-se această mișcare, s-a observat încă un ușor avantaj care iese în evidență doar atunci când se lucrează cu temperaturi mai mici. Deci, aerul are mereu umiditatea sa. Când temperatura returului este mică, umiditatea din aer, în loc să se evapore și să fie eliminată, ea condensează. Și iată, acest condens, acea apă ce se obține, la fel are oarecare temperatură, din care la fel se poate extrage o anumită cantitate de căldură, mai ales că apa este un conductor termic bun. Iar a treia modificare ține de ventilatoarele modulare, care își schimbă turațiile în dependență de puterea arderii, nemai aruncând, cum era înainte, tot aerul cald, care încă nu a fost folosit, ci doar cantități de aer în dependență de cât s-a ars, cât s-a consumat și așa mai departe. Și atât, adăugând câteva procente de la extragerea căldurii din condensul rezultat și cu ventilare de evacuare eficientă, se obțin în final 105-110%. Însă, repet, acest lucru are loc doar atunci când sunt întrunite două condiții, putere maxim de 30% a cazanului și temperatura pe retur de maxim 35-40%. Doar în aceste cazuri, deja ați înțeles principiul de funcționare, că doar în aceste condiții putem să avem condens și să extragem căldura și din aerul care este evacuat și prin intermediul condensației. Iată, de aici vine și denumirea cazanelor în condensație, deoarece se extrage căldura și prin aceste moduri. Totuși, reducând folosirea, arzând mai puține gaze, eficientizând consumul de aer, mai puține gaze de evacuare și existând și alte îmbunătățiri, cazanele acestea prezintă mai multe avantaje. Așa că haideți în continuare să enumăr principalele, la general, avantaje, dar o să expun și câteva dezavantaje. Așadar, primul avantaj ține de faptul că se face o economie pe gaz
și în final avem facturi mai mici. Un cazan în condensație, dacă e folosit corect, aduce economii de energie cuprinse cam între 10 și 35% față de un cazan obișnuit. Totuși, economia nu este doar în cazan, ci trebuie să trageți atenția și la reglarea temperaturii, de exemplu cu termostate, automatizare și așa mai departe, deoarece așa puteți încă și mai bine eficientiza consumul. În al doilea rând, dumneavoastră poluați mai puțin natura, deoarece se emit mai puține gaze nocive în atmosferă. Unii zic că cazanele în condensație poluează mai puțin cu 30%, alții zic 50%, alții 70%, însă un lucru este clar, mai puține gaze emise, mai puțină poluare. Și al treilea avantaj ține de zgomotul redus. Practic, centralele noi care vin în prezent sunt practic toate. În Uniunea Europeană, apărarea emisiei este lege să se vândă doar în condensație, cazanele pe gaz. Ele sunt și mai performante, și mai noi, și mai tehnologizate, dar și creează un zgomot mult mai redus decât alte cazane tradiționale. Totuși există și câteva dezavantaje, în principal sunt două la număr. Iar primul ține de costurile mai ridicate. Vrem, nu vrem, ceea ce este mai eficient este deseori și mai scump, iar cazanele în condensație au un cost în principal ce este cu 20 până la 50, chiar 70% mai scump decât un cazan tradițional. Iar în al doilea rând, este așa o particularitate, nu chiar dezavantaj, ce ține de faptul că la cazanul în condensație va trebui să gândiți și să duceți o țeavă de canalizație cu sifon, acolo deja sunt mai multe chestii, ce ține de faptul că condensul oricum undeva trebuie să se scurgă și el trebuie scurs în canalizare și acolo până la cazan trebuie să duceți și o țeavă de scurgere a condensului. Însă, în general, cam asta e tot, cu toate că, fac o mică paranteză, chiar dacă în toate sursele române, moldovenești, din est, chiar și în multe surse din vest, noi vedem informația că iaca cazanele pe condensație ajung la randamente de peste 100%, totuși în multe surse din vest, în special cele engleze, chiar au fost straniu pentru mine, să găsesc informația că maxim puterea cazanelor condensații sau eficiența lor, per total, ajung la 97%, 98%, 99%. Iar că pentru mine e straniu chestia dată, deoarece la noi în toate sursele, chiar și fișe tehnice și așa mai departe, 105-110%, dar în sursele engleze am găsit că oricum eficiența maximă ajunge la 99%. Și că pentru mine, oarecum, am făcut toată analiza și când am dat de informația respectivă, am controlat-o, am găsit mai multe surse și oricum a fost un pic straniu și rămâne pentru mine ca o enigmă. Oare până la urmă care este adevărul? Aștept răspunsul dumneavoastră în comentarii. Vă mulțumesc și toate cele bune! La revedere!